Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi suntem pe 23 sau 24 luna mai și am venit la o colonie care este ultima cu izolarea măcii pe 3 rame. Și fiindcă 90% din stupina a intrat în frigul roitului și la propriu am pierdut acea colonie puternică, a rămas cam o treime de albine, am decis să desfințez semi-izolarea și să scot măcile afară din fiecare colonie intrată în frigurile roitului. Și dacă găsesc aici boci, o să vedeți ce fac cu matca, o să desfințez semi-izolarea și am luat concluzia că nu este o metodă viabilă pentru a ține măcile sub control. Totuși, cred că ele au fost ținute prea strâns, adică matca a fost prea strâns și albina a intrat în friguri și a construit bot. Iar acum voi desfința această semi-izolare. Cu reginele respective se poate face un roișor. Eu așa am ales să scot reginele afară și să las o botcă. Având același efect, având același efect ca și când matca ar fi semi-izolată. Iar operația se numește roiul culegător, o găsiți în cărțile de specialitate, unde se scoate matca sau se aduc două colonii una lângă alta, se scot măcile pe câte 2-3 rame, se face un nucleu, iar stupul principal cu 10 rame de puiet va prelua toată albina culegătoare plus o botcă și, bineînțeles, ramele respective cu puiet. Astfel, acea colonie va fi un roi culegător care nu va intra în frigurile roitului. Dar, ținând cont că anul trecut am făcut toate măcile prin transvazare, nu trebuiau să intre în frigurile roitului și atunci consider de vină această izolare a măcii pe 3 rame. Și acum va trebui să o scoatem afară de tot, fiindcă odată intrată în frigurile roitului, greu o să o mai întorci sau trebuie să tot vii la ea, să tot strici la boci, care eu o fac deja de 3 săptămâni și m-am cam săturat de așa lucrare. Și așa am decis să fac această lucrare de a scoate măcile afară. Și voi sta o lună de zile liniștit, vin doar să extrag niște miere și cu asta basta. Nu mai trebuie să stau cu frica roirii. Și oricum roirea este cea mai păguboasă într-o stupină, fiindcă vei pierde o cantitate mare de albină. Și acea albină ar putea să aducă miere. Ia uitați, aici avem ramă plină cu miere. Deci ar fi păcat ca după un an de zile de muncă să pierzi. De fapt, munca ta o pierzi. Și așa că am decis să fac această lucrare, care v-am spus în cărții de specialitate se numește roiul culegător. Iată, voi căuta boci sau matca. Dacă nu are boci, atunci voi desfința cea are botcă și vom căuta matca. Vom căuta matca, o să o caut. Și o să lăsăm colonia pe botca respectivă care
fi atras-o din cauză, zic eu, că matca a fost prea strânsă pe aceste trei rame. Aici avem o ramă de plastic. N-am mai continuat construcția ei după ce a intrat în friguri. După ce a intrat în friguri, n-am mai construit. Vom căuta matca să o scoatem afară din colonia respectivă. Este o metodă destul de drastică, dar e singura opțiune să nu pierzi colonia cu totul, în caz că roiește, că nu poți tu să recuperezi toți roii. Am găsit-o și pe matca. O vom prinde și o să o băgăm într-o colivie din aceasta. Am băgat aici o colivie de transport. Bun. Iar acum voi decide ce bot că voi lăsa pentru această colonie. Sunt boci care le veți vedea în partea superioară. Acestea le veți distruge în caz că veți face boci din acestea. Veți alege deroirea. În mod normal, dacă plănuiam acest lucru, nu foloseam aceste boci de roire. Dar din cauza că am gândit instant, voi alege câte o botcă de roire. Se poate face regine și cu aceste boci. Aș putea lăsa una aici, în partea de jos. Și acestea sunt bune de obicei, dar depinde de vreme. Dacă e mai frig, dacă e mai cald, o să afecteze acea botcă. Ideal este pe mijlocul ramei. Voi căuta pe rama cealaltă. Voi încerca să aleg una de aici, de pe această ramă. Aici sunt foarte multe. Acestea începute le voi distruge, acestea din partea de jos, de pe margini. Ca să vedem dacă avem una pe mijloc aici, pornită. Iată aici ce botcă mică. Bun. Și aici ceva. Trebuie avut grijă să nu scăpați o botcă care nu doriți. Eu am ales aici una pe margine, mai pe mijlocul ramei, și va rămâne cu aceea, în caz că nu găsești ceva mai bun.
Bun. Am ales una. Dacă am găsit acolo una, atunci aici apărăm următoare, o să o distrugem pe cea de jos. Cu toate că mi-ar fi plăcut mai mult, dar o să o distrug. Bun, trecem mai departe. Albinele deja simt lipsa măcii. Și o lăsăm pe o botcă. Deci toată colonia va lucra acum frumos în această colonie, în acest stup. Nu mai are stresul roirii, fiindcă o să îndepărtăm matca și în acest fel putem culege miere, adică putem și noi să scoatem ceva miere. În caz ca roi, n-ai mai scoate miere de la dânsa. Iar în caz că nu se va împerechea matca, fiindcă acesta este cel mai mare risc, să nu se împerecheze o matcă, atunci vom veni din banca de măci, unde aceste regine care le-am scos din toate coloniile care au intrat în friguri, vor sta acolo aproximativ 30 de zile, exact ca și la izolarea totală a lui Sergiu Pietroi, numai că eu le voi ține în aceste cutiuțe unde albina le va hrăni pe fiecare în parte. Deci am făcut această lucrare fiindcă deja situația era scăpată de sub control. Nu prea mai aveam ce să fac decât să mă apuc să fac roiuri și atunci nu mai merit. Adică trebuia să vin eu cu mâncare, așa o să-mi dea ele mâncare, nu trebuie să hrănesc roiurile. Iar măcile vor fi ținute, o să vă arăt imediat. Am ales acum o botă. Punem rama cu botca aleasă. Aceasta va ieși undeva în 12 zile. Bocile care nu sunt căpăcite aproximez 12 zile, iar la cele căpăcite depinde 7-8 zile. După ce va ecloza, mai punem 10 zile până începe să depună ouă, iar în caz că nu o găsim după 10 zile, mai lăsăm 4 zile, 5, și o să ne întoarcem înapoi cu matca care a fost scoasă. Cam asta este lucrarea. O să vă arăt și creșa de regină. Iată, aici avem o ramă numai bună de extras. O să venim în 2 zile și vom extrage toate ramele cu mierele de la margine, toate le vom extrage. Ambele capete și după 2 săptămâni iar va trebui să le extragem. Va fi tot așa o... Albina aceasta va deveni toată culegătoare. Nu mai are grija roirii. Iată, aici avem matca și o să o ducem în creșă. O să o duc prima dată, după o să filmez.